Dragi prieteni, pentru că weekendul deja a început, am venit din nou la sponsorul emisiunii noastre, aici la restaurantul Parc Herăstrău. Alături de domnul Sandu a venit și Dănuț, asistentul lui. Dragii mei, spuneți-ne ce ne pregătiți pentru astăzi, ce oferim telespectatorilor pentru acest weekend. Ce fel de mâncare din pește? Astăzi o să vă pregătim un crab, un frumos crab cu legume. Cu morcov, ceapă, ardei gras, roșii, cartofi, unghiveci. Unghiveci care merge foarte bine bun, pe un crab. Văd că deja dumneavoastră l-ați ales... Înainte l-am curățat, l-am eviscerat. L-am porționat. L-ați tranșat frumos. Da, bineînțeles. Bun. Întâi pregătim... Care sunt ingredientele? Haideți să o luăm în ordine. Ingredientele. Nelipsita sare și piper. Sare, piper, bulion. Bulion, roșii. Roșii, usturoi, verdeață, ulei. Ulei. Ardei gras, roșie, dovlecel, morcov, ceapă, țelină, cartofi. Așa. Bun. Haideți să vedem, așa, pas cu pas. După ce am curățat și am spălat bine legumele, începem cu ceapă. Cu ceapă, da, mă rog, să taie ceapa. Cât tăiați acolo ceapa, așa, eu să vă țin de vorbă un pic, ca să nu faceți mare zgomot, că telespectatorii trebuie să știe câte ceva despre dumneavoastră. Acum vine primăvara, ies da, oamenii în parc la plimbare. Gătiți și seara? Care este programul noastră? Că am văzut aici și alte posibilități de distracție, să spun, pentru telespectatori. Programul acestei unități este non-stop, 24 de ore din 24. A, și sunteți aici în bucătărie? Da, suntem inclusiv seara pentru discotecă, noaptea. Și discoteca, da, o discotecă foarte frumoasă, un program foarte atractiv. Roșia mai la urmă. Deci luăm o tavă în care o să punem puțin ulei. Așa. După aceea punem... Are importanță cât să punem ulei așa să acopere cam 50-100 de grame. Așa. După ce am pus zarzavatul în tavă, tăiem și cartofii cu bulețe. La legume dăm puțină sare și piper. Și asta ce e dovleac? Bine că mi-ați adus aminte ca să-i punem și puțin dovlecel. După ce am pus sare, dar am uitat și de puțin piper. Și îl introducem la 15-20 de minute la cuptor. La ce temperatură? 150-160 de grade. După ce s-a călit zarzavatul, separat. Ce înseamnă s-a călit? Adică să se înmoaie puțin. Să se înmoaie puțin. Luăm pastă de tomate sau bulion, mai pe înțelesul tuturor. Și îl diluăm... Și nu mi-a spus câte minute a stat acolo la cuptor, au stat legumele 10... la... 10-15 minute. 10-15 minute 10-15. La temperatura de 150-160 de grade. Acolo 165 de aibii. Sunteți pe aproape. Da. Sunt cu echipă dumneavoastră. Deci după ce punem și am diluat pasta de bulion. Așa.
Ce să vă dau? Spuneți-mi. Nu. Luăm și roșiile. După ce s-a călit zarzavatul, putem să luăm și cartofii și punem și cartofii care i-am tăiat bulețe. Tăiem și 2-3 căței de usturoi. După aceea luăm bucata de crap și o sărăm, pentru că crapul este și așa el puțin dulce, dăm și puțin piper și îl punem pe... Îl așezați aici. Așa frumos. După aceea punem pe fiecare câte o bucată de roșie proaspătă. Și care este? Pe fiecare. De ce se pune? Ca să curgă când se topește carnea de pește, da? Și acum putem să-l introducem la cuptor. Încă 15-20 de minute. După ce am scos crapul de la cuptor, ia să vedem ce ați făcut dumneavoastră aici. Punem legumele pe desubt. Și, bineînțeles, crapul astfel pregătit. Miroase și frumos. Eu nu pot să mai vorbesc. Și să nu uităm, la sfârșit, și și ca o apoteoză. Ca să fiu sincer, n-am mai văzut în București până acum un crap cu legume să arate atât de bine și atât de... Nu pot să vă urez decât poftă bună. Poftă bună. Fir întins și să nu mai spui ca săptămâna trecută, nu. Baftă. Doamne ferește. Nu. Doamne ferește.